Îți mai aduce aminte, Doamnă? Era târziu și era toamnă. Alexandru Arșinel, figură emblematică a teatrului românesc, născut la data de 4 iunie 1939, a fost un actor român de comedie care a contribuit la teatrul de revistă, televiziune și film. Alexandru Arșinel s-a născut în localitatea Dolhasca, județul Suceava. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1962, avându-i colegi de promoție pe Constantin Diplan, Camelia Zorlescu, Ion Andrei, Harry Baranga și Harry Zomenov. A fost repartizat împreună cu majoritatea colegilor săi la Teatrul de Stat din Târgu Mureș, unde a înființat secția română a acestui teatru. În 1960 a fost ales să prezinte alături de colega sa, Cici Dumitrache, un spectacol televizat regizat de Valeriu Lazarov, care reunea studenți de la actorie, regie și conservator. În 1964 a început să joace la Teatrul de Revistă Constantin Tănase alături de Mircea Crișan, Puiu Călinescu, Horia Căciulescu, Ion Antonescu Cărăbuș, Zizi Șerban, Mihai Ciucă, Elena Burnaz, cuplurile Horia Șerpănescu, Radu Zaharescu și Nicu Constantin Alexandru Rulescu. A fost directorul Teatrului de Revistă Constantin Tănase din 1998. Îți mai aduce aminte, Doamnă? Din 1978, Alexandru Arșinel a format celebrul cuplu cu Stella Popescu, care a murit în 2017. A jucat împreună cu Stella Popescu în spectacolele teatrului Tănase de la Grădina Boema, pe textele lui Mihai Maximilian. Pe lângă roluri în filme, piese de teatru și parteneriatul cu Stella Popescu, Arșinel era un cântăreț născut care nu se ferea niciodată să își etaleze talentul muzical. A jucat în musicaluri și a lansat mai multe albume audio, Evergreen, Cântece de Crăciun, Ce faci astă seară tu, Ole, Parfum de romanță sau La mulți ani viață. Îi plăcea să cânte și cover-uri, preferatele sale fiind melodii ale lui Nat King Cole, Frank Sinatra, Engelbert Humperdinck sau Tom Jones. Alexandru Arșinel a înregistrat zeci de piese pentru Teatrul Național Radiofonic, multe fiind incluse în colecții audio precum Cufărul de Cultură, Cercul de Mircea Radu Iacoban, O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale, Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu, comediile muzicale Franțuzitele de Magda Duțu și Un poet romantic de Matei Milo. Alexandru Arșinel declara că, dacă s-ar fi născut în SUA, ar fi devenit un al doilea Frank Sinatra. Într-un interviu declara, îl haleam pe Sinatra. Am un timbru mai frumos ca al lui. Mă asemăn cu Nat King Cole și cu Dean Martin, pe care i-am considerat cei mai mari. Când e vorba de cântat, chiar mă laud. Sunt bun. Eu îmi găsesc un refugiu extraordinar în cântec. Mă retrag în mine, trăiesc la maximum fiecare piesă și cânt cu ochii închiși. A fost ales cetățean de onoare al municipiului Suceava și al orașului natal Dolhasca, iar Casa de Cultură din localitate îi poartă numele din 2014. Editura OL i-a consacrat trei cărți, Alexandru Arșinel, de la Dolhasca pe Calea Victoriei în 2012, Alexandru Arșinel și A fost mâna lui Dumnezeu, de Oana Georgescu în 2014 și Stella Popescu și Alexandru Arșinel, O pereche fără pereche, de Aurel Storin. Pentru întreaga activitate artistică în Teatrul de Revistă, precum și cea managerială, a luat numeroase premii, medalii și ordine. Premiul Special Uniter pentru Teatrul de Revistă, Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor, Arta Spectacolului în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului în 2004, Medalia de Onoare a Federației Comunității Evreiești din România pentru activitatea artistică prodigioasă dedicată Teatrului Românesc, pentru o viață de om exemplară dăruită înțelegerii și apropierii dintre oameni, pentru un mare actor a cărui carieră se revarsă cu strălucirea asupra scenei și publicului său. Premiul special și diploma de onoare oferite de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu ocazia aniversării a 50 de ani de carieră. Premiul special ambasadorul Teatrului Românesc la Gala Premiilor VIP pentru management de succes și pentru activitatea desfășurată la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, de 4 ori pe podium la categoria cel mai bun actor la Gala 10 pentru România. În noaptea care se lăsa